Are loc oricum această posesiune demonică? Poate demonul să ia sufletul uman în stăpânire în orice fel sau trebuie să existe anumite circumstanțe? Este foarte greu de spus, dar dacă citim puțin înainte, puțin mai departe, ceea ce spune Sfântul Evanghelist despre acest lunatic, spune că adesea cade în foc și adesea în apă. Focul și apa sunt elemente foarte puternice în tradiția creștină. Este focul Duhului Sfânt și apa botezului. Sunt cele două elemente ale cincizecimii. Cincizecimea, ziua pogorârii Duhului Sfânt, este marcată de focul în chip de limbi peste capetele ucenicilor și apostolilor, pe de-o parte, și pe de-o parte de botezul primilor creștini. Dar tocmai aceasta este mesajul, pentru că a cădea sau a te lăsa prins în foc și apă este o formă deviată de participare la foc și apă. Deci este, în mod normal, focul și apa în lumea Harului și în prezența Mântuitorului trebuie să fie fericite, trebuie să fie mântuitoare, trebuie să fie o bucurie să cazi în focul pe care îl dă Domnul, sau în, adică focul Harului sau în apa cristenței sau în apa botezului. Zice Hristos, foc am venit să arunc în voi și cât aș vrea să fie acum aprins. Da, deci focul nu este o temă negativă, dar este negativ în momentul în care este deviată. Lucrarea diavolului asta face, el deviază sau pervertește tot ceea ce este bun în creație. Pare a fi la fel, dar este complet altfel, pentru că de fapt scopul existenței este schimbat. Asta este natura păcatului. Păcatul îl numim contrafirii, în sens larg, evident, pentru că de fapt el folosește elementele din fire împotriva scopului pentru care acele elemente au fost date și create. Aceasta este un păcat, aceasta este orice rău pe care îl avem. Răul este, de fapt, o acțiune care merge într-o direcție alta decât cea dumnezeiască sau a cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care îl vedem că el se aruncă în foc sau cade în apă sau este chinuit de aceste elemente care ar fi trebuit să fie în context duhovnicesc, în contextul unei exegeze duhovnicești, ar trebui să fie pozitive, dacă ele devin negative, înseamnă că este o lucrare a celui rău. Cum poate să se întâmple o astfel de obișnuire sau posedare a omului în fața anormalului? Lucrurile sunt foarte sensibile. În general, învățătura de credință mărturisește că în om, care a fost creat după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu, în om există acest reflex al naturalului. În om există tot timpul această acordare naturală la ceea ce este corect sau în acord cu natura și cu firea, și o numim lege naturală. E momentul în care omul, prin patimile lui foarte accentuate, prin modul lui de a renunța la elementele chipului pe care l-a primit de la Dumnezeu și pe care îl moștenește și care, chiar dacă sunt atinse, că nu avem un chip ca dinainte de cădere, ca dinainte de experiența păcatului, dar care încă deține forța de a avea reflexul spre bine sau această căutare naturală a binelui în viața noastră, în momentul în care noi nu mai căutăm binele în chip natural, ne pervertim în atât încât nu mai putem să facem distinția între corect și incorect, între bine și rău, între Dumnezeu și diavol, între natural și nenatural. Și atunci intervine primul criteriu sau primul cadru al unei posedări. În sens larg, foarte larg, păcatul este o formă de posedare. În sens concret, posedările de tip vizibil sau de tip patologic, posedările ca suferință, sunt expresii ale unui abandon din partea omului a elementelor care ne țin treji în fața celui rău, și acestea sunt cele care țin de chipul sau definiția sau cele care se încadrează în jurul conceptului de chip al lui Dumnezeu, care înseamnă rațiune, sentiment, iubire. Când trăiești într-o viață exclusiv de ură, dacă e posibil așa ceva, intri într-o zonă a dominației sau a posedării. Când ești într-o zonă 100%, dacă e posibil așa ceva, irațională, la fel. Conștiință, libertate. Când faci un exercițiu al abandonării totale a libertății tale, când nu vrei să mai fii liber, intri într-o zonă a posedării.
cum se face aceasta? Evident că și cu economia lui Dumnezeu, pentru că exerciza patristică asupra demonizărilor ține de următorul fapt. Chiar dacă este o formă cumplită de chinuire, niciodată diavolul nu-l distruge sau nu-l omoară pe om. Diavolul l-a omorât pe om, în forme diverse, evident, nu putem imagina sau spune noi cum, dar lucrarea de posedare este o lucrare criminală, este o lucrare care te omoară. Faptul că nu se întâmplă așa ceva înseamnă că există o limită sau o intervenție sau o protecție, chiar și în forma aceasta a posedării care vine din partea lui Dumnezeu, care nu acceptă ca chipul său să fie întru totul distrus în om și păstrează oarecum cel puțin linia vieții, existența sau viața. Și atunci, evident că intervine și o economie a lui Dumnezeu în aceste posedări, în aceste boli. Boala este o formă a economiei. Fiecare boală transmite ceva, ne spune ceva, ne învață ceva. Este un simptom al unei boli sufletești. Da, și ne spune că trebuie să faci ceva. Trebuie să schimbi modul de viață, văzută și nevăzută. Trebuie să-ți schimbi valorile, credința, practica, atitudinea. Deci acestea sunt, cum să vă spun eu, cadrele în care ne raportăm la boală. Dar Dumnezeu, prin faptul că nu duce posedarea până la limita ei naturală, care este moartea, prin faptul că oprește ura maximală a diavolului în fața lui Dumnezeu și în fața creației sale și a omului, cununa creației, înseamnă că este și o îngăduire sau o îngăduire economică sau o intervenție cumva salvatoare, chiar în cel mai rău context, din partea lui Dumnezeu. Vedem că posedatul avea și anumite simptome specifice epilepsiei și ați pomenit mai devreme de ceva boli de natură neurologică. Făcea spume la gură, avea spasme. Sunt unii care ar spune că nu era posedat, ci avea epilepsie. Sunt alții care spun că nici măcar n-ar exista fenomenul acesta al posesiunii demonice, ci toți așa ziși și posedați ar fi bolnavi psihic, dar oamenii pun boala lor pe seama demonilor din lipsă de cunoștințe. Care sunt diferențele dintre un om posedat de demon și un bolnav psihic? Evident că există această suprapunere de simptomuri sau de abordări empirice, dar din experiență și din ceea ce am citit și din ceea ce am văzut și din modul în care ne putem raporta chiar logic la această experiență, diferența ține de forță. Chiar dacă noi nu putem imagina forța creierului uman, care este fascinantă, noi ne folosim doar o mică parte din creier, chiar dacă nu cunoaștem cealaltă parte, totuși, atunci când intervine dimensiunea fizică, când un astfel de demonizat, spre exemplu, are o forță, când un copil are o forță care este inimaginabilă pentru un copil, sau când intervin anumite elemente care nu sunt, se vede clar că nu sunt ale firii respective, nu sunt ale copilului, nu sunt chiar dacă sau ale unui om posedat, e când este vorba de o raportare la supra-dimensiune sau supranatural, atunci poți vorbi de o, sau ce puțin ai un semn, evident, foarte concret al posedării. Problema este de fond, nu neapărat de a înlocui un tratament psihiatric cu o exorcizare sau de a relativiza o anumită știință medicală sau de a relativiza o practică sau o experiență de tip spiritual. Problema este că omul modern nu mai se raportează la diavol. Este mult mai comod să faci lucrul ăsta, să nu te raportezi la diavol. Un scriitor englez fascinant, Lewis, spune foarte clar într-una din cărțile sale că miza diavolului nu este să-l facă pe om să nu mai creadă în Dumnezeu, ci miza diavolului este să-l facă pe om să nu mai creadă în diavol. Și în general, secolul 20, dacă vreau să spun doar atât, sau epoca modernă în sens larg, a făcut lucrul ăsta. A scos diavolul din istorie, trecându-l într-un anonimat foarte ciudat. El n-a ieșit din istorie, dar a intrat într-un anonimat în care poate să se manifeste mult mai vizibil, pentru că el nu mai este o temă și se ascunde în spatele altor teme, transformându-și lucrarea lui negativă
într-o lucrare mult mai acidă, mult mai vie, pentru că oamenii nu mai cred că chiar există și așa ceva. Da, este o conștiință încă vie în Biserica noastră ortodoxă, că avem foarte clară imaginea războiului nevăzut care se poartă pentru sufletul nostru, care este un război de dimensiuni cosmice sau chiar supracosmice, un război care implică și partea văzută și partea nevăzută. Uitați-vă, vă rog, pe peretele nordic al Suceviței. Da? Vedeți o scară a lui Iacov cu o lume angelică extraordinar de bine organizată și cu o lume anarhică a diavolului care îl trage în jos pe om și îl scoate din ierarhia sau armonia lui Dumnezeu. Acum, să spunem, 400 de ani când a fost pictată, peste 400 de ani când a fost pictată această frescă, înțelegi lucrurile în sens medieval. Un modern se uită la această icoană sau la acest perete și vede simboluri vechi, mai mult decât un diavol care chiar asta vrea, să te muște din comuniunea lui Dumnezeu. Este o realitate pe care noi o trăim, pe care o conștientizăm, pe care cu cât înaintezi în viața spirituală, cu atât o conștientizezi mai mult. În același timp, este și o îngăduință a vieții duhovnicești de a nu vedea dimensiunea urâtului în forma lui maximală, adică de a nu vedea pe cel rău, pentru că ar fi cutremurătoare experiența asta și anti-existențială, adică n-am putea trăi, dacă am vedea, ni s-ar da să vedem cât de urât este cel rău, cât de mare este răul pe care îl face. Dar suntem învăluiți în har, în biserică, iar ceilalți sunt învăluiți în anonimatul răului și noi avem această îngăduință de a fi cumva puternici pe calea pe care cel rău ne atacă, dar și armele credinței și ale harului ne păzesc și rămânem cumva integri. Se întâmplă ca unii dintre noi să nu mai ajungă integri și atunci apare această dominare. Dar niciodată Dumnezeu nu ne abandonează. Chiar și în cea mai cumplită posedare pe pământ, Dumnezeu este prezent, pentru că altfel omul ar fi mort.